Bună ziua și bine v-am găsit și astăzi la Turina Web News. Ca de obicei, pentru început să vedem câteva informații despre starea vremii. Dacă până acum ne-am bucurat sau am fost oropis de căldură, astăzi și mâine va trebui să suportăm ploaia. Așadar, meteorologia anunță o zi ploiasă astăzi și o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. În prima parte a zilei de mâine va fi relativ senin, însă spre după-amiază va ploa. Temperatura maximă preconizată pentru mâine este de 29 de grade. În acest moment în Torino sunt aproximativ 22 de grade Celsius. Începem ediția de astăzi cu serviciul Torino Facile, care vă ajută să simplificați accesul dumneavoastră la serviciile anagrafe, autocertificare, plata taxelor și amenzilor, rezervarea unor consultații la ghișeile primăriei sau să vă schimbați mai ușor adresa. Pentru a putea profita de aceste servicii online, fără a mai fi nevoit să vă deplasați la ghișee, trebuie să vă înregistrați gratuit, accesând pagina web de mai jos. Primăria asigură că actele obținute acasă online au aceeași valoare juridică ca și cele obținute de la ghișeie. De asemenea, dacă sunteți înregistrați, puteți beneficia și de conexiunea wireless gratuită pusă la dispoziția, dispoziția cetățenilor de către primărie, deocamdată doar în câteva zone din oraș. Continuăm cu o știre pentru cei care doresc să se înscrie la o facultate din cadrul Universității din Torino mai aveți timp până vineri 15 iulie pentru a cunoaște oferta educațională. Mai mult, mâine, joi 14 iulie, de la ora 18 la 23, se organizează vizite informative, iar vineri, de la ora 11, va avea loc o dezbatere la care va participa pe lângă rectorul universității și reprezentanții ai diverselor instituții și primarul Piero Fasino. Totul se desfășoară în Via Verdi numărul 8. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a universității. Și datorită lucrărilor care au loc în mai multe zone din oraș, traseile anumitor linii de transport în comun au fost deviate temporar. Pe pagina web a GTT puteți consulta aceste modificări de traseu. Vă mai reamintim și că, și că metroul își scurtează orarul de funcționare de luni până joi, se va închide la ora 21.25. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, orarul rămâne nemodificat. Toate aceste modificări, datorită lucrărilor pentru deschiderea noi stații de metrou, Porta Suza, care vor dura până în 21 iulie. Iar acum, spre final, vorbim despre o altă personalitate torineză marcantă, și anume Vincenzo Gioberti, politician, preot și filozof. A fost primul președinte al Camerei Deputaților din Regatul Sardiniei, una dintre figurile principale ale unificării Italiei. De asemenea, din 1848 și până în 1849, când a preluat tronul Vitor Emanuele, a fost președinte al Consiliului. Iar înainte de a încheia, vă mai spun că în 13 iulie 1908 femeile concurează pentru prima dată la Jocurile Olimpice care s-au ținut la Londra. În total au participat 37 de femei. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri.